Hei salut! Sunt Răzvan Dragoș și joc Alba cu România. Știți ce e țara asta? Un imens cuib de proști, deasupra căruia zboară Claus Iohannis în avioane private de lux, plătite din banii noștri. Ultima investigație, Recorder, e despre zborurile confidențiale ale președintelui, dar e și despre altceva, despre tupeu, nesimțire și sfidarea cetățeanului. La începutul primului mandat, Claus Iohannis venea în fața românilor ca un primăraș de provincie, umil și pus să construiască România lucrului bine făcut. La finalul celui de-al doilea mandat, Claus Iohannis e un grof care nu mai poate zbura cu avioanele de săraci ale Tarom. Fundul prezidențial trebuie transportat în avioane private luxoase, plătite cu milioane de euro din banii proștilor de cetățeni din cuib. Recorder arată că la începutul primului mandat al lui Claus Iohannis, administrația prezidențială își asuma la vedere cheltuielile, la virgulă. Între timp, pe fundul prezidențial s-a dezvoltat un puf regal care îl obligă să zboare doar pe opulență, costurile devenind secretizate. Suntem în filmul în care președintele nu se mai poate deplasa nici măcar de la Constanța la Sibiu fără un avion de lux plătit din bani publici. Așa a ajuns în prima jumătate a acestui an la 5 tipuri de avioane diferite din game de top închiriate în 5 luni, se arată în ancheta Recorder. Acum, serios, cu ce vreți să meargă Iohannis acasă la doamna Carmen? cu o rată de pauperi? Normal că se duce cu avionul privat, că și Carmen Sita și-a descoperit vocația de mare boieroaică de trebuie transportată cu o caliașcă cu aripi. Modesta profesoară din Sibiu s-a transformat într-un model care își plimbă rochiile flamboiante prin lume. Iar asta nu se poate întâmpla în avioane de linie. Alea sunt pentru milogii de cetățeni. Doamna Carmen trebuie să zboare peste cuibul de proști în stil de mare divă a patriei. Recorder a adunat date despre costurile de deplasare ale unui număr de 19 lideri europeni prezenți la încoronarea regelui Charles din luna mai a acestui an. Dintre toți, Claus Iohannis a fost. Singurul care a ajuns la Londra cu un avion privat, restul călătorind cu avioane oficiale sau cu curse de linie. Asta în ciuda faptului că liderilor europeni li s-a recomandat să nu vină cu avioane private ca să nu aglomereze aeroporturile. Nu și al nostru. Iohannis a considerat că e sub demnitatea lui de chiabur să zboare cu o cursă de linie. Așa că a micționat pe recomandările britanicilor și a luat un jet privat. Că născătoarea johannesiană l-a zămislit într-un avion privat. În timp ce prețul călătoriei lui Claus Iohannis este clasificat Alți lideri europeni au trimis cheltuielile în detaliu, unii dintre ei cu tot cu copiile biletelor de avion. Recorder a consultat specialiști din piața europeană de profil și a cerut oferte de la mai multe companii internaționale care închiriază avioane private identice sau similare cu cele folosite de președintele României. A rezultat că închirierea avionului privat cu care cuplul Iohannis a ajuns la încoronarea regelui Charles a costat aproximativ 85.000 de euro. Asta în timp ce președinții din Estonia, Cehia, Letonia și Finlanda au zburat cu avioane de linie și au cheltuit între 1.700 și 3.000 de euro. Și ăsta a fost doar unul dintre zborurile cu avioane private de lux pe care președintele le-a efectuat de la începutul anului. Pe tot ce a zburat Claus Iohannis de la începutul anului până acum, noi, proști din cuib, am decartat milioane de euro. Ca să nu mai zic de escalele la Sibiu de care președintele s-ar fi putut lipsi, care au încărcat facturile. Nu știm exact valoarea facturilor pentru că informațiile au fost secretizate. Până în 2018, costurile erau la vedere. Dar ceva s-a întâmplat înainte ca Iohannis să câștige al doilea mandat. S-a întâmplat o decizie luată la nivelul administrației prezidențiale, adică nu s-a dat o lege asupra căruia președintele nu are nicio putere. Klaus Iohannis a tot invocat decizia asta atunci când e întrebat de secretizarea costurilor zborurilor. Așa e legea, ne tot spune domnul președinte. Doar că legea e o decizie luată chiar de instituția condusă de Klaus Iohannis. Pentru că proștii din cuib nu trebuie să știe cu cât zboară deasupra lor șeful la stat. Partea cea mai faină? La sfârșitul lunii septembrie, președintele epuizase deja bugetul alocat pentru deplasările din acest an. Săptămâna trecută, guvernul a aprobat suplimentarea bugetului administrației prezidențiale cu 7,5 milioane de lei. Dormiți liniștiți în cuib. Președintele zboară deasupra voastră. Vă doresc o la revedere frumoasă!